Salutare, mă băi, și bine v-am găsit la un nou video, boys. Astăzi filmăm cu Lulosi și ideea este următoarea. Am văzut la Cati Volvo un build super bun pe Katarina. Știți foarte bine că pe lângă Kassadin zilele astea tot m-am jucat tot felul de campioni ca să reușesc să învăț să joc la un nivel destul de ridicat un alt campion pe lângă Kassadin, pentru că e banat super tare, adică cred că are undeva la, nu știu, 60 ceva la 100 win rate pe un Dead Dance 2 sus. Și până am trebuit și mie alt campion. M-am jucat Akali, nu prea iese super bine, adică chiar m-am străduit, nu am jucat la troll toate meciurile. Îmi iese ok, dar nu știu, am eu chestia, nu pot să car. Chiana ne-a jucat acolo cu Lulosi. E pe drumul cel bun, așa, Chiana, e pe drumul cel bun. Însă cel mai bine mi-a ieșit cu Katarina mereu. Și am văzut un build ăsta super broken pe ea. Hai să vedem, astea sunt runele, le aveți aici pe ecran și o să le las până la final. Da, la unde stă? Bă, uite, asta e retardat? M-am dus. Da, nu, că nu mai pleci. Sunt cam încet, cred că i-am dat 200 pe drumul. Ală, săracu! Ok, bun. Ok, acum nu mai harasăm puțin. Oricum, ideea e că Katarina nu prea-ți câștigi lane-ul dacă nu joci duo. Știu că te duci foarte mult la roaming și chestii, dar na, dacă avem opțiunea să ne jucăm duo, să iați acolo clipul mai frumos și să facem build-ul cât mai repede ca să văd cam care e ideea. Why not? Știi ce zic? Nu uitați să dați câte un like, să vă abonați, bineînțeles, și nu uitați că clipul ăsta oricum nu e într-o divizie foarte mare, minim Challenger 8000, pe China. Acum aștept chinezi, dar am tradus eu lolul. Credeți-mă pe cuvânt, nu mint. Bun, mă jur. Ideea următoare, avem Conqueror, așa, asta cred că le vedeți, și aici avem Condition cu Overgrowth. Ideea e că ne ducem pe Blade, first item, da, botârcă. După ne ducem pe Dead Dance. Ați auzit bine? Dead Dance. Apoi ne ducem pe Nashor, iar apoi pe Rave Maker. Abia, mitica, abia al patrulea item o facem. Mitică? Pe mitică îl facem abia al care word eu vin. Da, știu, pe de asta nici nu pușez, gen doar eu așa, îmi dau doar un Q acolo. Da, m-au văzut. Da, eu vin. Are eu? Da, are eu. Ne zbatem? Aici sunt. Ăla-i mor, da. Și pe ăsta când... Mamă. N-a fost să fie, n-a fost să fie. Am crezut că poate la Tink, știi ce zic? Ok. Unlucky. Stai că nu știu ce să buildez, că sunt bolnav puțin aici. Așa. Mamă, dar și ce flash am dat? Am zis că... Am zis că joc, da, n-am jucat. Ok, a. Tak3MyFury Katarina. Mamă, cum joci? Și uitați-vă și voi cât de repede am făcut Conqueror-ul, gen am deja 12 stacuri roși din chestia aia. Bă, nu știu, când îți dai rău, atunci să vezi. Da, când îmi dau rău îți dai seama că se face instant, știi zic? Bun, nu, mergem... E efectiv? Zi. Nu, vreau să zic doar că mă duc bază, spune. Efectiv, mi se pare Conqueror-ul de 300 de milioane de ori mai bun ca și Electro pe Katarina. Gen, nu știu, runa mi se pare mult mai bună, efectiv, early game e mai bună, late game e mai bună. O știu. Bă, Electro e doar pentru burst, dar ideea e că e super bună runa asta pe Katarina din cauza că absolut toate abilitățile tale, în afară de, mă rog, Q și E să le iei oarecum, că nu s AOE, știi? Dar pasiva ta, degările tale sunt AOE, ultima ta e AOE, gen îți activezi non-stop, gen instant Conqueror-ul. Și... Mă rog, păi ulta se activează instant, cu ulta, mă rog, se activează instant, da. Adică... Da, chiar și până la ulta, chiar și până la ulta, din degările dacă le dai bine tot... Ideea e următoarea, gen, toți jucătorii, toți TP-ii de Katarina spun asta, e foarte greu să câștigi lane-ul cu Kata, gen, dacă se joacă cineva altceva. What? Ce dracu faci? Bă. What? A murit? Nah, but that was a bit unlucky. Dar cred că îl băteai din hite, n-ai ignite. Nu, n-aveam ignite, dar nu m-am băgat. A, da, nu înțeleg, a fost... E ok, așa, hai. Nu știu care e faza cu Ezreal mid cu Ace, m-am jucat o grămadă, m-am jucat și la un flex zi cu stresul și la fel cu Ace, Ezreal mid, mă, de unde mă, până unde? Am înțeles că Ace mid a jucat Faker, bro. Era flame. Da, Ezreal? Lol, ți-a dat flame? Nu era flame, da flame. Ah, what? No, crezi că oare-i bat? Mamă, dacă făceam 6, mai trebuie un minion cu aia. Păi, fă acolo, dă nimic. Haide, Tak3MyFury, bate-i! A murit aici, mâncați-i și pe la toate. Trebuia să-mi dau flash-ul din ultima ta lui ăla. Bun. Luăm ăsta. Bă, nu știu cu ce te ajută, asta nu știu. Aici chiar nu știu. Aici oricum m-am băgat eu, prostește. Nu știu cu ce mă ajută attack speed-ul pe Katarina. Îți scalează cu ulta. Cu ulta, nu? Atât. Da. Gen, ok, ok. La ulta și la degăre? Nu, mă rog. Și când ai ăla, nu, Recurve Bow ăla sau cum îi zice, ți se dă damage un plus și pe E și pe hit-uri. Aha, ok, ok, ok. Bă, nu mi-a ajutat pe ăștia să câștige toate lane-urile, bă, că se termină meciul prea repede. Da, dracu, că abia câștigăm noi mid-ul. Nu, e mă, am avut eu cu tine puțin brain tumor, dar e ok. Puțin, am avut derby puțin, da? Hai, vino ca la mine. Uite, dracu, au făcut ăștia triple kill. Zi. Tu scapul ăla. Ok, hai mă, zi. Mă vezi că are și bounty acum, e lux. Unde e asta, mă? Stai mă, nu-l fă. Mi-l lași mie? Se ascunde. Cam mult, ia uite-l, aici. Îi dau bait, ce face? Nu, nu vrea. Asta e că... A, mi-a dat smite. Vin? Tanchez? Mă bag? Tachează? Sunt fața lui? Tachează? Bă, te pula mea și-a făcut aici! E rău. Ce m-am vrut să fiu sigur, ești de bun, că nu mă trolezi. Ai fost să fii chinez puțin acolo. Arăta frumos! Dacă nu îmi luam autopetting acolo, că ai văzut că am dat click. Am văzut și eu. Dar... A fost... Bună, bă, dar cu aia ăștia câștigă acum botul. Ia! Mamă, ești retardată. Dacă dă Nautilus... Ce să fiu, că e zeu pe joc. Uite-te ce face. Ia vezi și ia vezi topul. Da, băi, noi avem MF top versus Dani. V-am zis că suntem pe China, adică numai ăștia știu build-urile astea. Da, nu știu care e fața asta, are deja 9-2. Ia, oricum, nu e dezastru dacă ne jucăm într-o divizie mică, dar nu le dai la kill-ul ăștia în prostie, dar aici era șmecheria să stai să facem aici full build, nu, cred că mai ajung eu la full build cea nici mor meciul ăsta. Noi putem ca idee să facem gen asta și în divizii mai mari, dar nu vrem noi, nu. Da, vă dați seama. Nu, dar legit în afară de main account n-am conturi pe care am Katarina și contul ăla de... Cum îi zice? De Platină 1. Dar o loși are doar conturi în Diamond și conturile mele din Diamond nu au Katarina. Ați înțeles vă ideea, nu? Ați înțeles vă ideea. Că sunt gardian în Diamond. Nu, legit, n-am conturi cu Cata, gen. Păi ești gardian în Platină, Fury, ok. Nu cont în Platină, nu știu de ce să suferi. Te duci acolo cu pane. Pane. Hai, ok, e bună. Lasă-mă omul, pace, tachezi? Aolo! Ce faci asta? Îmi țin Conqueror-ul? Ia vezi, amărul. Ce faceți, mă, amândoi? Păi, eu am jucat bine, el... Nu l-a pur și tu, că... Cu ce să... Păi n-aveam cooldown. Acum mi-a venit. A, ajutor? Paft. Nu vrei, da? N-am cu ce, n-am mâini. Bine. Câte mai... Nu știu, am auzit la Cati Volvo că îi bătea acolo, dar tu ești cam... Da, îi bătea... Știi cum? Nu, că dacă jucai mai bine îi băteai, zic. Da, mi s-a activat ultra instinctul. Hai mă, mai mor și ăștia pe bot leonat, hai că se duce game, pe bot nu le dai niciun ping. Fii că mor acum. Mamă, dai seama că noi ne dorim să... Bă, dar tu ești aia, mamă, cum... Da, e, cred că e impostor, că nu cred. Zici tu că ești mărfăreș? Nu știu. Are 58 farm, nu e cine știe ce gen. Cred că nu m-ai văzut pe mine pe Cartus. Cât farm poți să ai? Bă, ori am farm, ori n-am, nu știu cum să zic că... Cred că... Nu, dar pe bune. Deci dacă mă vezi pe mine pe Cartus, n-ai văzut om să dea ateatură de bază lane, bază lane. Păi tu stai min toată mana, mă? Nu, mor! Ce prost ești. Mamă, unde a sărit ăsta? Papa? Mamă, gata, lasă-l. Unde te duci, mă? Handicapatule! Aoleu! Al tău, ți l-am lăsat, cu plăcere. Nu, am mulțumesc, frate. Ia uite, a zis Fanny după ce mi-a dat flame. Hai, mai comentează. Învăț jocul. Fraiere. Da, după ce te duci în 3 turete ale lor. 3! Am alergat? Băi, a murit. Da, ăștia o să dea FF. Cine să dea mai FF? Că n-am văzut. Nu, ăștia mă, că ai vorba FF. Ok, acum ne ducem Dead Dance, cam asta se zicea Cati Volvo și zicea că după Dead Dance devine unkillable pe Katarina. Iar după și a Nashor, de ce? Nu știu, cel mai probabil, cred că tot pe... Mă rog, bine pentru AP, că-ți dă 100 AP totuși. Și că-ți mai dă... că-ți mai dă one hit efectul ăla, gen, știi? Așa? Și după se duce pe Rave Maker pentru sustain. Interesant build-ul, dar... Cred că ai destul sustain. Cred că ai la sustain de tot am cu echipei. Ești nebun la cap. Mă, da, vezi că nu e teribil, adică chiar e... Da, chiar a gândit-o gen ce face aici. Chiar e joacă, dar... Am un no. Fiecare cum... Am un no. Se poate. Am un no. No! Vin din spate, mă fac schema, nu, că nu-mi iese, că... Las. Eu vin, dar nu cred că-mi iese. Așa. Te salvezi. Mulțumesc, frate! Mamă, ce de... O, bă, salvează-mă! Bă! Ok. De ce așa rapid? What? Mi-au fugit din gen... Mă duc după el. Nu vrea. O să-mi vină la mine. Alea erau sound effects. Nu, tu, vezi că aici e în bote. Hai, mamă, ei au deja 13-2. Alo. Alo, mai red. Ah, what? Hai că le iau punta ei timp baftă. Ia, vino mă urât până ca. Bravo, joci bine. Ăsta aici? Ăla acolo, hai că vin. N-am eu. Vine și Nautilus, dar o-ți faci tu cumva. Ah, uite, ți-ai luat. Tu știi. Oh. Nu pot să cred cu aia că a rămas în atâta HP, ești prost. Ma, mi s-a dus legătul. Alo? EQ? Da, stai. Sau nu moare? Nu cred că moare din EQ. Păi n-ai EQ maxat sau? Ba da. EQ din base damage, da, baftă. Mamă. Cum se joacă? Da. Opa. Îl bați, nu că joci bine. Hai că-l bați. Sau? Mamă. Dacă avea flash. Ce și la flash, cum zic? Nu. Ah, ok. Retardat e. Ok, luăm ăsta. Mă, văd că și botul se descurcă, adică nu... A, nu se descurcă, spui? Mă, la mine nici nu s-ar descurca să... Mamă, ce video am tras... Nu, că nu... Nu e real. Zi. Nu, că așa, m-am ajutat și eu, bă, nu, că am avut... Nu, că e video special, lasă, că nu am ce să zic. Zi, mă, zi. M-a jucat Chiana, mi-am dat... Am campat bot, am stat numai pe bot, deci nu mi-am făcut topside-ul, să înțelegi. Am dat 7 kill-uri la... Da, 7 kill-uri la bot în 5 minute. Și-o la 2v2 după aia. Și-am pierdut meciul. Spoiler. Bă, m-aș duce iar să-i bag pe ăștia, dar nu o să termin full build-ul, mă. Aia e acum. Ca idee, spoiler, era Mario pe bot. Da. La ce te aștepți? De unde se aștept? Bă, ăia sunt aici. Bă. Ia vezi cum joc. Bă, au trecut pe lângă noi. Cred că ți-l dau și pe ăsta. What? Gigița, fără kill-ul. Tu să mă arăți, mă. Ia vezi că mă învârt. Iuuu. Haide. Hai. Sal boss. How? Dacă îmi joci Katarina, că nu e real. Bă, coaie, că nu luam ăla. Îmi joci bine. Bă. What? Mi-a apărut aici ca și cum ar fi venit tin pe-n perete. Era pasiva mea. Să mor tu, că m-a speriat ea. Nu că și mie mi s-a părut, adică nu... Uite, acum e, acum e! Ăsta-i, ăsta că-l țin, nu mai țin. Stai mine! Ia vezi. Mă bag. Ah, pula. Oh. Am încercat. S-a încercat frumos acolo. Lasă-i să moară, fă ceva. Să că dau smite. Bam! Dubstep smite. Păi, dar cum joc așa bine? Că dau smite-ul la kill, what? Cât bine am calculat-o. Ok, uite, am reușit. Bă, vezi că e bun build-ul. Mie chiar îmi place. Sunt curios acum cu Dead Dance, știi? Cum o fi? Și acum am iau și Nashor. Adică nu știu, eu tot timpul am zis că Borcu e mega broken pe Katarina, dar nu vrea nimeni să mă asculte. Borcu, dar nu știu asta cu Dead Dance-ul. Mă rog, te duci în build normal, te duci Borc și morții mei, Nashor, Riftmaker, ce dracu. Da, dar numai că îți faci Dead Dance al doilea gen. Mă rog, eu ziceam da. Nu așa caz. Vrei redu-i al. Da, așa că vine acum. N-au cumva să-i dai Q, că pleacă FF. Hai. Deci ale dacă dau, ia zi. Păi acum dacă te bagi gen... eu n-am văzut, am sărit prost acolo pe King, că eu n-am văzut că e de ăsta, Darkin, am crezut că e în care forma normală. Da, el e, adică e proler, nu... Am observat. Bă, damage-ul e destul de impresionant. Sincer la build-ul ăsta. Mă, ideea e că nu morți, ideea e că ții heal după ce faci kill-uri, dar... Nu prea... Ai de ce... Așa, zi. S-a apușat pe oboară să te-ai. Că nu, nu cred că ai văzut, nu? Nu cred că, nu, dacă ai prins așa ceva pe video, nu există. Da. Nu există, nu cred că ai prins. Nu ai cum, n-are cum. N-are cum. Unde ți-ai dat cu aia flash-ul? Păi, deci al meu s-a dus lângă perete, am zis că da, eu am dat flash-ul la prediction. Oh my god. Wow. Ia vezi că te ține, te bagi, nu? Că nu te bagi, adică. Ia vezi cât heal îți faci. Ia vezi. Cui, full HP! GG. Aoleu. Mă rog, trebuie să-și faci kill-ul, adică nu, încearcă să nu mori înainte să le faci. Da, înainte, de preferat. Ia vezi. Stai așa. Hai, bagă-te. Uite, tu ești. Ia vezi, și s-a dat heal acum și nu mori, poate. Ia uite, fii atent. Bam! Da, mi-a dat și aia heal, dar oricum da, mă rog, nu trebuia heal-ul, dar gen ca idee. What the fuck? Hai să nu dăm men, hai să plecăm, hai să plecăm. Doamne, coaie cum e... Bă, vezi că... Și acum am Nashor, a? Da, acum am Nashor. Ia vezi că ai făcut fight-ul ăsta 2000 heal din Dead Dance. 2250 și abia l-am luat. Da. Wow. Altă idee. Gen tu, nu doar că ți-ai făcut heal, ai ignorat și damage-ul pe care trebuia să-l iei. Mamă, stai că trebuie să explic aici, sau explici tu cum funcționează? Nu, explică dacă vrei, da, cum funcționează. Deci vizadești chat aici, că e mare da, big brain aici. Să-mi lași mie toată jungla să fac, să termin full item. Ia, bossule. Hai, zi. Dead Dance-ul te face să iei gen 30% din cât ar trebui să-ți iei, numai mai încet, peste gen 3 secunde. Dar tu dacă faci kill în timpul ăla în care ar trebui să-ți iei damage-ul ăla, nu-ți mai iei damage-ul. Și gen pe lângă heal. Ignori, pe lângă healing o să ignori și damage-ul pe care ar trebui de fapt să-l iei. Adică dacă, nu știu cum să zic, ai... Dacă tu faci kill, iei cu 30% mai puțin damage. Adică mega mult. Bun, gata, am terminat și Nashor-ul. Ca idee. Plus healing. Plus healing și avem momentan în Conqueror. Conqueror avem undeva la vreo 500, adică Conqueror nu o să ne healeze enorm de mult într-un match în care, sincer, cam dăm one shot, adică gen se. Bă, are 500, dacă ar fi fost un match de vreo 30 de minute și ceva, ai vreo 1500 din Conqueror, cam așa. Nu știu, eu tot vreau să vă weekend, Katarina, că weekend-ul, mamă, dar cum era weekend-ul înainte, sta așa. Da, cum ai nerfuit. Dar înainte cât de damage te dea? Îi dau direct randeaua pe mine, da? A, bun, avem, deci momentan avem așa, 2652 damage din Borg și 2200 din healing din Dedes, da? Deci 2600 cu 2200. Două tare. Pe care? Ce? Alo? Mamă. Hai că ai toți, aici eu penta. Dacă dai pe ei, dacă eu... Bă, da! Bă, da, moare? Bă, Fury, vezi că trebuie să dai eu pe ei. Da, bă, gata. Ho. Așa. Penta, alo. Dau bait. Unde? E al tău, nu? Că n-ai cum. Hai, da, bă, tata! Mi-a pus menda? Pentakill! Ok, hai să vedem. 3400 și cu 2500. Bine, într-adevăr, nu prea au dat ăștia pe mine. Au. De asta e futură, ia zic. Eu dau și de mici, bă. Mamă. Wow. Ai dat 1000 din Nashor. Băi, coaie, chiar e wow. Ok, build-ul e șmecher. Noi oricând am jucat din vizie mică și era mare cum fidat. Dar fidat, productivitatea la build-ul ăsta mi se pare insane de mare. Dar nu știu, acum vă las pe voi să decideți. Dați voi acolo tare niște solo queue cu... Niște solo queue, doamne, niște normale sau flex, ce vreți voi cu build-ul ăsta și puteți zice ce părere aveți și voi. V-am pupat și ne auzim la următorul clip. Pa, pa! Și bineînțeles, seara, în fiecare seară la ora 8 fix pe live. Poate nu ești acolo.